Un bărbat din localitatea Albota a sunat la 112 și a anunțat că din terenul unui vecin iese petrol. Peste o tonă de țiței s-a scurs direct pe Valea Mareș și pe firul apei în râul Teleorman. Angajații de la Conpet și cei de la ape au făcut câteva baraje din nisip și paie naval de locul polorii și alte câteva stăvilare spre Teleorman. Au fost instalate baraje pe 2,5 km pe cursul apei afectate de poluarea cu țiței. Salariații de la Pelormân, echipele de intervenție, au venit imediat în zonă, au constatat că s-a produs din cauza unei instalații artizanale, care a fost pusă pe o conductă de transport țiseia Competului. Aceasta a avut probabil o defecțiune sau, mă rog, s-a întâmplat ceva, a crescut presiunea. Aceasta a luat-o pe Valea Mareș, după care a intrat în râul Teleorman. Pagubele nu au fost deocamdată estimate. 10 de polițiști și jandarmi au căutat în toată zona și au găsit la mai bine de jumătate de kilometru distanță de locul de unde țâșnea petrol o groapă în care hoții au înțepat conducta magistrală. Din racord plecau mai multe conducte. La 500 de metri distanță, una dintre îmbinări a cedat. Sunt mai multe ramificații plecare. Cam ce debit are un furtun? E de un țul și jumate. Asta ce înseamnă? Într-un minut? 10 minute umple un rezervor de o tonă, cred. La locul incidentului a fost chemat și proprietarul terenului unde era ramificația care a cedat. Nu știți că ar fi existat acolo instalație artizanală? Nu știu nimic, nu am făcut nimic pe pământul ăsta de... Da. Încercăm să facem un cerc de suspecți și să identificăm pe cei care au făcut acest lucru. Dacă vor fi prinși, hoții vor fi acuzați de furt, dar și de distrugerea mediului înconjurător și riscă să stea în pușcărie până la 15 ani.